Acum vine aici o minune de băiat, băi, oameni buni, chiar o minune de băiat. Apropo, este chiar nepotul meu, pentru prima lui experiență ca prim solist, adică ca artist, vine astăzi la emisiune. Vlad îl cheamă și vine însoțit și de părinți, că așa e la prima apariție, Sândel și Aurora Mihai. Hello! Hello, hello! Ce faci, mă, artistule? Vino să te iau în brațe. Emoții mari. Că, păi normal, emoții mari, ați venit cu el în loc să lăsați singur copilul să vină aici. Niciodată singur. Dacă trebuie să studieze în... Luați un loc, avem fasole, avem cozonac, avem plăcintă. Te duci să mai aproape avem de toate. Iată, oameni buni, de data asta voi sunteți ca părinții însoțitori astăzi. Da, normal. Ești părinții însoțitori. Vlad, eu sunt foarte mândru de tine și mereu ți-am zis, ești un băiat extrem de muncitor și de talentat și mă bucur mult de tot că astăzi poți să-ți lansezi prima ta colindă de la emisiune. Mă bucur și mulțumesc foarte mult. Eu îți mulțumesc mult de tot. Câți ani ai, Vlad? Hai să le spunem oamenilor să te cunoască mai bine. Am 15 ani. 15 ani. Vlad este un tip atât de ambițios, oameni buni. Cât ai slăbit în ultima perioadă? Am slăbit aproape 20 de kg. 20 de kilograme. Vlad, să vă zic, oameni buni, a zis, băi, nu mă mai simt bine în pielea mea. Și singur, a început să facă sport când venea pe la noi pe acasă cu David, flotări. Ceilalți se duceau să gătească în bucătărie, el nu pleca de acolo. Stilul lui de viață. El vrea să fie cu totul și cu totul... Aia la voi, dar la noi acasă știi că când după ce vine de la școală, primul lucru se spală pe mâini, mănâncă, dar după o jumătate de oră aud ganterele cu lovituri de astea. Dar cel mai interesant. Coboară jos, foarte povestim tare. 10 minute. Să mergem undeva, ne îmbrăcăm frumos, trebuie 10 flotări neapărat îmbrăcat, că altfel nu se poate. 10 foarte flotări, bine. 10 genoflexiuni în continuu. Știi ce, e foarte bine așa să vadă toți copiii care se uită să ne exemplu. Pentru că haideți să povestim un pic, de fapt, cum a fost, cum a ajuns el să cânte vocal. Pentru că, na, el face parte dintr-o familie muzicală, clar. Ne-a dat mai că direcția și... observ, deci noi vorbeam de altceva. Da, nu. Zis, ok, gata, haide, lăsăm vrăjala asta, haide să nu uităm de ce am venit aici. El știe deci, să vă spunem, că mami... este o familie muzicală da. Și... Păi, și toată lumea ne întreba, când e de mic, Vlad al vostru nu cântă și ziceam, nu cântă. El cântă la pian așa, de, i-am dat ore particulare. Da, într-adevăr are auz extraordinar, armonii și așa mai departe, dar vocal... Vocal n-a cântat niciodată, absolut niciodată. Și... Ne-am mutat la Sibiu de 2 ani și povestești tu? Dacă poți, Vlad, nu știu dacă te lasă, dar tu încearcă acum, zi. Păi eu îți vorbă cea sa familie. Fă un pic de curățenie pe acolo, așa până... Ai vreme, până mâine dimineață. Zine, Vlad, tu. Eu îți vorbă cea sa familie și eu îi scot de la greu pe tot. Așa că nu trebuie să se supere pe mine și n-au cum, Vlad, pentru că el știe. Zi tu, zi. Deci, când ai avut un concurs... Am avut un concurs la școală care a fost organizat pe câteva școli din județ, da. Și am o doamnă profesoară de franceză, doamna Iescu, care m-a rugat să particip la concursul ăsta. Și culmea cu o piesă în franceză. Deci profesoara de franceză te-a rugat să cânti, exact. Nu? Da, m-a rugat. Știa că suntem familie muzicală și a zis, hai să-l bag. Poate și pe și, și el, cum nu cânta din gură, el a zis, da. Eu am fost de acord. Pentru că tu cânti foarte bine la pian. Da, exact. Ok, ești un instrument să vă continui. Talent, a venit și? Acasă și în momentul când mi-a zis, nu să spun cum a fost, că el nu să zică exact. Și când a venit acasă și ne-a spus, mamă, trebuie să cânt vocal. În limba franceză, că am un concurs la școală, eu am zis, știi, sper că ai refuzat. Bă, ce, cum să refuz, mamă, că mi-a fost rușine? Zic, dar tu cânti vocal, vrei să ne faci de rușine, Vlad? Zic, toată lumea știe că noi suntem cântăriți, toată lumea se așteaptă să cânti, așa. Și de Vlad, păi, prima ta ai crezut că e vorba de pian, nu? Să cânti... Nu, că știam că vocal. Știam că știi din prima. Bun, da, și a zis, nu-i nimic, că o să cânti frere, am fost de acord, pentru că am avut încredere în mine. Am crezut că ai, că pot. E bine. Dar tu nu cântasei din nou până acum, niciodată. Păi și ți-a zis, haide, să cânti, tu ai simțit, zic, da mă, și nu ți era că te faci de râs, că nu cântasei. Știai că poți să faci asta. Da, știam, eram foarte sigur. Ceea ce noi nu știam, asta a fost. Iată când părinții își descoperă copilul categoric, datorită da. Profesoarei de franceză. Exact. Îi mulțumim cu ocazia asta, exact, doamna profesoară. Exact. A fost începutul carierei. Mulțumesc în franceză, te rog. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame profesor. Ok, perfect. Așa, Vlad, și? Și te-ai dus apoi la competiție? Da, și am luat și locul 1.
Băi, Ciucă, poate treacul pe noi nu ne-a descoperit nimeni. Poate ne pune și pe noi să cântăm cineva ceva și ne dăm seama că avem voce. Ar fi culmea. Nu mergea? Nu cred. Nu, acum o luăm în spirit de glumă și așa, dar... Cum? Ai uitat că n-auzi toba? N-auzim toba. Că nici tu nu cred că ai făcut progrese. Nu, nici eu. Bun, Vlad, dar știu așa, și pentru cei care nu te cunosc, că tu ești foarte talentat, ești un instrumentist foarte talentat, studiezi muzica, dar nu cântați ei cu vocea. Iar acum, practic, profesoara de franceză te-a ajutat să îți descoperi talentul ăsta și de acum încolo, gata, ești artist. Asta a fost. Asta a fost. Acum ai primul tău colind? Da, e primul colind, debut. Ce zici, mă, băiat? Uite, bă, frumos e, 15, are, 15 ani are, dar cum de nu cântă mama ta cu tine? No. Urmează! Nu, iată, auzit, știi ceva? Îmi spus cu gura pe mine, dar da, nu e adevărat, eu îl sosit pe băiatul meu din potrivă. Cred că e în engleză, de aia. Eu tot ca și... Chiar în mesajele alea frumoase multe, da. Mii de mesaje care au venit pentru Vlad, pentru apreciere, toată lumea zicea, bă, ceva în românește, și cu părinții tăi, și cu... Da. Deci o să facem și așa, băi, ceva, Vlad, cred că la anul. Vlad este oameni buni, exact cum vă spuneam, foarte, foarte talentat și muncește foarte mult și eu te felicit mult de tot pentru toată ambiția ta, să știi. Mulțumim și vă să știi că ai toate salutările și de la David, pentru că știa că vii astăzi la emisiune și de la David și de la Eva. Oricum ne vedem. Sigur, dragii de. Mateo ce face? Mateo e cel al verișor. Mateo. Competiție, vă spunem noi, deci când unul face ceva, adică în sensul că dacă își cumpără unul un plover, automat și el după două zile, mamă, vezi că Vlad și-o lua, nu știu ce, și celălalt, mamă, vezi că văd că își postează unul celuilalt tot felul de mesaje. Asta e bine. Da. Și acum să menționăm unul că și învățat o melodie. Și Mateo este foarte bun la pian. Mateo sigur la o să fel, fie, foarte, foarte o să fie și el un pian. Am zis că și o familie muzicală. Te aștept din ianuarie și pe tine aici, da? Categoric. Facem un band. Facem bandul, trebuie să-l aducem și pe el. Știi ce aș vrea, Vlad? Să le spui oamenilor cum e pagina ta de Instagram. Aici o să fie un pic dificil. Neapărat, te rog. Neapărat. Neapărat, că și-au făcut cont de Instagram și asta am zis să nu uităm, da. Că vrea să aibă mulți urmăritori și fetele și băieții, tineretul. Deci cum e Vlad? Se scrie Mihai, Vlad și atât, legat. Se scrie și atât? Da, și atât. Deci Mihai, Vlad și atât. Ia acolo mă ciucă un pic. Mihai, Vlad și atât. Ăsta a fost făcut special de câteva zile, că el avea unul cu, știi tu, Vlad. Deci cum era la dinainte? Acum era, este Mihai.Vlad. Nu, dar cum era? Ăsta, de ăsta zice. Nu, Smart, nu știu ce sau ce. Da, Smart Doinkler, ceva nume ciudat, care l-am ales de mulți ani. Perfect. Și am zis că cu Vlad, care a învățat engleză urmărind tot felul de vloggeri și de speakeri în engleză, el a învățat la perfecție engleză, ceea ce înseamnă că uite și YouTube-ul, Ciucă, poate să ne fie de folos la un moment dat. Dacă deci Vlad, Mihai și atât. Mihai, Vlad și atât. Mihai, Vlad și atât, da? Pentru cei care vor să urmească, e primul tău colind, da? Da, e primul. L-ai mai cântat undeva, la școală, undeva, la un eveniment? Aici l-am prezentat la școală, da. Profesorul de muzică m-a pus să-i arăt colinda și a fost foarte frumos, i-a plăcut mult, colegii m-au aplaudat. Bravo, asta e! Vedeta școlii, man! Bun, Vlad, Mihai, gata, am găsit tot ce uite, asta e pagina pe care și-a făcut-o Vlad, special ca să fie pagina lui de artiști. Iată, pac! Outfit check. Încă n-avem așa check, multe, nu? Dar cum urmează. Cum e? Outfit check. Exact, Ciucă, bravo, lasă. Uite aici e o parte din colind, dar l-am pus și integral. Puteți să-l căutați pe Mihai Vlad, Christmas Song, oameni buni, că o să vă placă foarte tare. Hai Vlad, vino aici să cântăm. Vino aici, ești pregătit? Băi, ești foarte tare, mă. Hai să mai stăm un pic de vorbă aici, că mai stăm și noi de ale noastre. Ia, stai un pic. Vezi că Aurora așa urechi buni are. Ia 10 secunde. Ia zi, cum e? Voi o luați așa, dar eu sunt protectoare, așa, că așa am fost întotdeauna. Ai emoții? Nu, n-am, sincer, nu am. Eu mă bucur mult de tot pentru tine, pentru că tu ești foarte muncitor și foarte talentat. Merci. La școală cum merge? Merge foarte bine, e obositor. Da? Foarte obositor, dar mă străduiesc. În ce clasă ești acum? 8-a. Mamă, trebuie să dai la liceu. Da. Și după aia ce vrei să faci? Vreau să continui cu muzica și adică o să mă axez mult pe muzică. Liceul îl fac așa cum este. Nu știu. Dar vrei muzică mult. Liceul, da. Te duci, poate duci la liceu de muzică. Probabil, nu știu, încă nu m-am gândit. Poate, da. Au dat zi unde vrei să vii la liceu? Spune-i la Cătălin. La liceu aici, mă gândești. Au urechi pâlni au ai tăi. Deci și dacă vorbim... În sectorul 1. Iată, și dacă vorbim în șoate. Tu auzi? Da. Da?
Dar sectorul 1. Să audă lumea că cine vine la liceu la București. Cine e mai cicălitoare, maică ta sau taică tu? Nici nu mi-am dat seama. Vină cu acea. Hai să vorbim, nici nu știu cum să vorbim. Ai prietenă, îți place de Vlad? La microfon vorbește Vlad. Încă, dați că povestim noi, da? Vii apoi la un chituș și povestești. Bun, haideți să cântăm cu Vlad, oameni buni. Până atunci, uitați, puteți să-l căutați pe Instagram. E un băiat care mâine, poi mâine, cu siguranță va veni aici cu hit după hit, pentru că este talentat. Ține ciucă minte momentul ăsta și atunci o să îi arătăm lui Vlad că a venit pe la noi. Vlad, să ai succes, baftă și să fie într-un ceas. Mulțumim, sărbători frumoase. Yes, Doamne, ajută. Mulțumim, Vlad, căutați-l și ascultați-l. It's Christmas song. Just nice roasting on an open fire, and Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe how to make the season bright. Oh, tiny tots with their eyes all aglow find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's holding lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if Andy really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. From 1 to 92. No, 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 no. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas to all the families.